Ce pică la bac la istorie în anul 2023? Dragilor, iată că a venit momentul pentru cel mai așteptat video din acest an școlar pentru cei care dau bacul din istorie. Ești pregătit? Ceea ce urmează să spun aici, vreau să știi că este doar o sugestie și o interpretare din punct de vedere numerologic, astrologic și din punct de vedere al intuiției mele personale. Deci, concret, nu are nicio legătură cu subiectele care se fac la minister. Vreau să știi că anul acesta nu mă aștept ca să primești strict câte un singur capitol pe subiect. De ce? Pentru că există această tendință a celor de la minister ca în ultima perioadă să adopte mai multe capitole la fiecare subiect, deci poți primi 2 sau chiar 3 pe subiect. Ziua de marți este o zi sub semnul lui Marte, care are simbolistica focului și este în strânsă legătură cu tema războiului. Data de 27 iunie are simbolistica cifrei 2, care înseamnă putere și parteneriat, iar cifra 7 are simbolistica cifrei lui Dumnezeu, adică este legată de spiritualitate și religie. Din punct de vedere astrologic, începând cu ora 9, intrăm sub semnul racului, care are foarte mare legătură cu originea, cu țara, cu pământul și, atenție, cu războiul. De asemenea, să știți că apare și semnul sau elementul de construire și clădire dat de cifra maestră 22. Această cifră îți rezultă dacă aduni data de mâine, adică 2 cu 7, cu 0, cu 6, cu 2, cu 0, cu 2 și cu 3. Iar cifra 22 simbolizează o maturitate și o înțelepciune politică. Și atenție, toate stau sub acest puternic conflict al războiului. Așa că vrei să-ți spun concluzia la ce mă aștept eu mâine? La un subiect dat de evul mediu, posibil combinat cu aspecte instituționale, acțiuni diplomatice și acțiuni militare. La un subiect legat de statul român modern, dar care să aibă legătură cu niște elemente cheie, cum ar fi constituire, clădire, consolidare, realizarea idealului național. Și la un subiect mai de actualitate, legat de evoluția României în secolul 20, care a avut legătură fie cu primul război mondial, fie cu cel de-al doilea război mondial. Poate chiar să aibă legătură cu ideologiile sau poate chiar cu comunismul, atât din punct de vedere al măsurilor politice interne, cât și din punct de vedere legislativ. Și sigur, nu neapărat în ordinea aceasta. Iar acum, la final, sper din tot sufletul să fie cu inspirație divină și să-ți fie de folos mâine la examen. Mult succes tuturor! Îi cucerim la bac!